Bun, așteptăm acum, așteptăm acum critici. Da, filmul este o adaptare la țigănci, după Mircea Eliade. Și pentru că am vrut să fiu un pic mai ambițios și să-l scot pe Mircea Eliade din mântuleasa, din zona în care toți îl asociem pe Eliade, am zis, zic, ce ar fi să-l iau pe Eliade și să-l duc la munte? Filmările au avut loc în comuna Lucăr, județul Argeș. Singurul actor a fost protagonistul, George Ioan Potor. În rest au fost numai amatori din sat. Deci oamenii n-aveau nici cea mai mică legătură cu actoria, nu, cu camera de filmat, n-au avut niciodată tangențe. Ce a fost interesant a fost că a trebuit să oprim o nuntă de vreo 3 ori ca să putem să filmăm. Pentru că sunetul ambiental, oricât am fi încercat noi să-l mixăm, era o nuntă, asta e, am dat și noi un dar de vreo 500 de euro ca să mai oprim din când în când nunta pentru a putea filma. Filmarea a durat 4 zile. Acesta este montajul final. Filmul suferim vreo 3 editări. Varianta inițială avea vreo 30 de minute, dar am considerat că ar trebui să-l comprim și să merg într-o altă zonă, mai către transmiterea feeling-ului, mai către recunoașterea sinelui, pentru că de ce să neg acest lucru? Eu întotdeauna m-am focusat pe identitatea, că să ne căutăm identitatea, să căutăm în noi, pentru că numai așa putem să ne cunoaștem cu adevărat și să știm care sunt următorii pași spre a nu ne bloca energiile, spre a nu ajunge într-un impas și să rămânem acolo. Da, cam asta așa avea eu de adăugat. Filmul este făcut din buget propriu. Și am uitat să spun, acest film l-am făcut imediat după ce am terminat actoria. Deci nu prea aveam eu legături cu montajul, cu filmatul. Mulțumesc directorului de imagine, Cristian Stoica, nu este cu noi. Director de imagine la TDR, care m-a ajutat și ne-a susținut moral tot timpul, având în vedere că între mine și actor George Ioan Voltor tot timpul existau conflicte, hai că nu terminăm, hai că nu terminăm. Adică noi filmam zi lumină. Că ne trezeam dimineața la 7 și terminam filmările pe undeva pe la 4 dimineața. Și în fluxul acesta am mers. Inițial am vrut să-l iau în rolul principal pe pianist, coleg de facultate cu mine, Dragoș Onisei. Dar am considerat că fizionomia lui nu îl ajută, practic, pentru înțelepciunea acestui personaj, pentru greutatea acestui personaj, așa că am schimbat personajul cu o săptămână înainte de filmări. L-am sunat pe George Bob, de fapt ne-am întâlnit chiar la Galați, în cadrul unui festival de film. I-am pus scenariul pe masă, George, accepti? Cum să nu? Începem filmările. Într-o săptămână noi eram la Rucăr să filmăm. Ce aș mai avea de adăugat? În film joacă și mama mea și cu bunica. Și cu bunica. Deci doamna Negru este bunica mea, care a insistat. Zice, eu spun casa la dispoziție, spun tot, dar zice, nu dai și mie un rol. Zic, mă, ce rol vrei să-ți dai? Și zic că tu te pierzi, nu poți să-mi ții minte replicile. Iar femeia, Matroana, acum dau un pic în casă, dar este un moment comic pe care trebuie să-l puntez, nu putea să rețină replicile. Deci repetam, nu reținea replicile. La un moment dat îi spune bunică mie, Coana Marioară, stai mata sub masă și îmi supli mata replicile. Zic, băi, zic, să aud de pe cameră, n-am cum să fac chestia asta. Și am găsit soluția de rezervă. Zicare, aveți o pereche de căști, îi punem căștile, îi punem un batic și o sunăm și suflăm replicile, că altfel nu putem să terminăm filmările. După ce am prezentat filmul la facultate, am fost solicitat de colegi, zice, băi, eu vreau și eu pe Coana Felicia din film, că zice, nu, îmi place cum a jucat. Zic, băi, n-am cum, pentru că d-avea acceptat să joace la mine. Iar copiii, le mulțumesc părinților,
Pentru că tot așa i-am cam chinuit săracii până la 2-3 dimineața, pentru că nu reușeam să... Nu ieșea tot timpul. Deci am tras o grămadă de duble. Deci nu sunt genul de regizor care să trag multe duble, dar nu era ceea ce trebuie. Și a trebuit să persist un pic în... să-i țin un pic mai mult. Și cam atât... asta mai vreau să mai spun. Filmul a fost urcat pe YouTube, o altă variantă, și fără știința mea m-am pomenit că la un cadru unui eveniment a venit cineva să-mi spună, zice, de-aia pe tine te cunosc. Și zic, păi de unde să mă cunoașteți? Păi zice, te-am văzut într-un film cu nuci, cu nu știu ce, în primul montaj, practic am jucat și eu un film, ca prieten al lui Gabrielescu, dar am considerat că prezența mea în film nu are nicio legătură. Zic, nu vreau să fiu chiar Sergiu Nicolaescu în filmul ăsta. Și mi s-a spus că filmul a fost difuzat pe MCs în Franța, TV San, în Franța, cu subtitrare, cu toți. Mă bucur. E bine că existăm. Da. Eu cam atât am avut de spus despre film. Cine vrea să mă critique, e binevenit. Și că v-am introdus așa într-o stare, pentru că vor urma momente poetice. În primul rând va fi Selena, Cristina împreună cu mine, și singură și împreună cu mine, și după aceea, ca și surpriză, în premieră, suspindător, va fi interpretat și de Ciorcilă Răzvan, directorul Centrului Cultural Măgura, o poezie închinată în amintirea lui Mihai Eminescu. Vă mulțumim și